Sfântă ziua aceasta, îți mulțumim că Tu ai pregătit-o, Dumnezeul Slavei. Ceea ce vrem ca și slujitori ai Tăi, vrem binecuvântarea peste aperi și estera, Doamne. Binecuvintează-i cu binecuvântări cerești și pământești, Dumnezeul Slavei. Sărbătoare, e o zi măreață, mulți dintre noi sunt cu lacrimi pe față, îmbrăcați în haine albe de iubire, așteptând un legământ cu Tine. Îmbrăcați în haine albe de iubire, așteptând un legământ cu Tine. În haine albe ne vei îmbrăca, Iisuse, când vom fi la nunta Ta, atunci pe nume când ne vei chema, o veșnicie în cer îți vom cânta. În haine albe ne vei îmbrăca, Iisuse, când vom fi la nunta Ta, atunci pe nume când ne vei chema, o veșnicie în cer îți vom cânta. Orice pas, Iisus, ce l-ai făcut spre Golgota, mi-ai țesut o haină prin suferința Ta. Orice picătură de sânge ce-ți curgea, mi-ai spălat haina de a te-ntâmpina. Orice picătură de sânge ce-ți curgea, haina de a te-ntâmpina. În haine albe ne vei îmbrăca, Iisuse, când vom fi la nunta Ta, atunci pe nume când ne vei chema, o veșnicie în cer îți vom cânta. În haine albe ne vei îmbrăca, Iisuse, când vom fi la nunta Ta, atunci pe nume când ne vei chema, o veșnicie în cer îți vom cânta. Toate lucrurile urmează în sfaturile și Dumnezeu de ce te va binecuvânta. Domnul să-L binecuvânteze. Te-ai jertfit pentru această zi, ai suferit în locul nostru chin, ne-ai răscumpărat din blestemul morții și ne-ai pregătit pentru ziua nu. Răscumpărat din blestemul morții și ne-ai pregătit pentru ziua nunții. În haine albe ne vei îmbrăca, Iisuse, când vom fi la nunta Ta, atunci pe nume când ne vei chema, o veșnicie în cer îți vom cânta. În haine albe ne vei îmbrăca, Iisuse, când vom fi la nunta Ta, atunci pe nume când ne vei chema, o veșnicie în cer îți vom cânta.
Doamne Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, îți mulțumim și pentru această zi care ai rânduit-o, Doamne. Mulțumim, Doamne. Încă din veșnicii, Doamne, ca această pereche, Doamne, să fie unită în numele Tău, Doamne. Aleluia. De aceea cerem ajutorul și sprijinul pentru toată slujba care va urma, Doamne. Cerem protecția Ta, Doamne, peste slujitorii Tăi și peste această familie, Doamne. Mă rog să binecuvintez, Doamne Dumnezeule, și părinții din ambele familii, Doamne. Dorim într-adevărat să lași unitate, să lași pace, să lași dragostea Ta, Doamne. Și într-adevărat dorim ca legătura păcii și a desăvârșită să fie lăsată astăzi prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. În nădejde că ne-ai ascultat, Doamne, cerem să fii cu noi, să ne însoțești, să ne sprijinești, pentru că am cerut în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Gata, fraților, hai să mergem interzic. Gata. Perodie peste. Ce te cinge mijlocul cu putere și oțelește brațele.
vede că munca îi merge bine și lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu, lăudat să fie Domnul. Amin. Ea își face învelitor, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingător negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea de vin. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce în laudă zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Lăudați să fie Domnul! Desmierderile sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. În versetul 31 spune: răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății, măriți să fie Domnul. Haideți împreună cu toți să ne închidem ochii înaintea Domnului și ne rugăm ca astăzi Domnul Iisus Hristos să binecuvinteze toată lucrarea aceasta. Amin. Să binecuvinteze mirele și mireasa. Să facă ca ziua aceasta să fie cu adevărat o bucurie Amin. Pentru noi toți. Amin. Ne închinăm înaintea ta, Doamne. Mulțumim din toată inima pentru harul tău. Mulțumim din toată inima pentru dragostea ta în viață.
Să fiu fericiți. O mare bucurie în fața de altă.
Și dorim ca călătoria și binecuvântarea Domnului și călătoria pe acest pământ, când pot călători pe acest pământ, în familie, oriunde se vor afla, să aibă o căsnicie, o legătură, o pace, amin, o armonie, o binecuvântare, să trăiască frumos ca în timpul zilei. Așa cum spune cuvântul Domnului. Așa cum a citit fratele nostru, cine poate găsi o femeie cinstită este mai de preț decât mărgăritarele. Este mai de preț decât mărgăritarele. Spunea cineva la punctul acesta, dacă unui bărbat i-ar oferi anumite briliante, anumite valori, și dacă lângă el, soția lui pe care îi iubește mai mult decât toate mărgăritarele, se poate să-i oferă enorm bogății înalte, dar pentru el costă, contează mai mult soția lui. Vreau să pun întrebarea lui Abel. Abele, ce-ai valorat tu? Să ai toată lumea aceasta, toată frumusețea lumii, să fii un om văzut la înălțime, să dai un nume bun în lumea asta, în societatea aceasta. Și în fond, este rea să fii iubit. Ce ai referit? Să ai nume mare? Sau este rea să fii iubit de tine și să iubești? Este rea. Cine poate găsi o femeie cinstită, ea este mai de preț decât mărgăritarele. Nu contează mărgăritarele, nu contează, indiferent de bogății înalte, ce contează că Estera este lângă Abel. Cea mai frumoasă lucrare, cine găsește o nevastă bună, este un dar de la Dumnezeu. Inima bărbatului se încrede în ea, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Estera, pentru tine, Abel, îl iubești și o crede în toată inima. Cât vei trăi pe acest pământ, caută să-l iubești, să fii aproape de el și să fii soluț în toată viața. În momentul când privirea lui Dumnezeu va fi îndreptată spre voi, din ce va privi spre tine și spre amândoi, va vedea purtarea voastră, armonia voastră, vorbirea voastră, să fie dreasă cu sare și cu mare. În căminul vostru să aveți decât bucurie și fericire. Și Dumnezeu se va bucura de căminul vostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Mi-aduc aminte, am auzit o întâmplare pe care doi tineri s-au căsătorit. După ce s-au căsătorit, vă dați seama, căsătoria de la început e o mare bucurie. E o mare bucurie, o mare fericire. Când m-am căsătorit cu soția mea, am avut o mare bucurie, pentru că am iubit-o. Și nu pot să spun nici acum că nu iubesc, o iubesc, pentru că e soția mea pe care mi-a dăruit Dumnezeu sub soare. Și noi care suntem aici, v-a dăruit Dumnezeu soțiile voastre. Aduceți-vă aminte de iubirea pe care o iubeați în inimare. Nu contează că ți-a venit acolo. Dar aduți aminte de soția ta când era tânăr, când era ca și Estera lângă Abel. Și aduți aminte cât de armonie și cât de bucurie ai avut între tine și soția ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Și să ne ajute Dumnezeu să ne întoarcem din nou la familie, la soția noastră. Purtarea noastră, vorbirea noastră, contează foarte mult. O soție să asculte cuvinte de la soțul ei. Așa îmi spune mie soția mea de multe ori, verberaș, când te văd trist, sunt trist. Aș vrea totdeauna să te văd trist. Nu vreau să mai fie necăjit. Sunt momente pe care trecem prin anumite dificultăți, prin anumite boli și suferințe. Și sunt momente pe care fața mea se întristează. Dar soția mea când se uită la mine, nu vreau să fie așa. Spun din toată inima, așa cum spune cuvântul Domnului, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Întotdeauna soția mea a căutat să mă iubească și să mă respecte și să-mi indice sfaturi binecuvântate, minunate. Întotdeauna soția mea m-a sfătuit, o să spun, ca și o mamă. A fost alături de mine. Așa cere Dumnezeu ca Estera să fie pentru Abel. Totdeauna, cu
cum spunea Sara lui Avram, Domnul meu, ești soțul meu, te iubesc. Din ce călătorie va veni Abel? Din ce job al lui va veni Abel? Tu ar trebui întotdeauna când îl vezi să-l zâmbești de la poartă când îl vezi că vine spre tine, spre casă. Să-ți arăt un zâmbet față de Abel și să spui Abel, te iubesc. Asta e iubirea profundă între soț și soție. Mi-aduc aminte într-o familie, după ce s-au căsătorit doi tineri, au petrecut zile frumoase și în una din zile s-a gândit soțul ei, ascultă soția mea, noi de acum înainte, noi suntem singuri în casa noastră și vreau neapărat ca să mă angajez la un undeva, ca să putem supraviețui, să putem avea o familie binecuvântată, să putem trăi o viață sfântă, să avem mâinea noastră cea de toate zile. Soția se uită la el și a zis, ascultă-mă, soț, sunt de acord, du-te și angajează-te. În una din întreprindere pe vremea aceea s-a angajat, cu fiecare zi când venea de la servici, mâncarea îi pregătea, o mâncare caldă. Când îl vedea pe Abel, Estera, de la distanță, Abel, ți-am pregătit mâncarea cea mai bună. Totdeauna Abel să se uită la tine, Estero, și să vadă sâmbetul, când vor veni vremuri și de încercări, trebuie și de probleme. Dar în ciuda încercărilor și a problemelor, tu trebuie să fii o femeie zâmbitoare. Să-i slujești Domnului cu toată inima și să-l iubești pe soțul tău ca pe tine însuți. Așa te vrea Dumnezeu. Așa te vrea. Iubește-ți nevasta, soția. Cum și-a iubit Hristos în Serbia? Ce-a făcut Hristos? Ce dovadă a dovedit înaintea bisericii lui? Ce dovedește în fața noastră când și-a dat viața, când a murit pentru noi, când a vărsat ultima picătură de sânge pentru noi? Ne iubește în toate zilele vieții noastre, Iisus Hristos. După cum Hristos și-a iubit biserica și voi, iubiți-vă nevestele voastre. După ce s-a angajat acel tânăr, să fii foarte atent la Estera. Ce s-au angajat în fiecare dimineață, în fiecare seară, când venea acasă la 4, la 5, îi pregătea mâncarea pe care o simțea că și soțul ei îi place mâncarea aceea. Totdeauna, fiecare zi, se simțea soțul ei într-o atmosferă plăcută, când o vedea cu soția lui. O armonie, o dragoste, o unitate sfântă între ei amândoi. Numai că într-una din zile, când aștepta ceasul să vină de la muncă, a trecut ora pe care trebuia să vină și a intrat în grijă și s-a îngrijorat și a zis, se pare soțul meu. Trece o oră, nu vine. Trece două ore, trebuia să vină acasă, n-a venit. Trece toată noaptea și n-a venit acasă soțul ei. Și parcă simțea, vai, soțul meu. Eu care sunt învățat în fiecare zi cu el, care iubesc pe soțul meu. Și a doua zi s-a dus la întreprindere unde muncea și s-a dus acolo, a întrebat carnele de acolo. Cred că cunoașteți pe soțul meu cu numele care i s-a dat. Și eu l-am așteptat în fiecare zi, la ore 4-5, dar ieri toată ziua l-am așteptat, toată noaptea l-am așteptat și văd că soțul meu n-a mai apărut. Vă rog, spuneți ce s-a întâmplat cu soțul. În care se uită cadrele, se uită inginerul lui și a zis, ne pare rău. Dar s-a întâmplat un accident grav cu el. Și ne pare rău. Dar unde este soțul meu, dacă s-a accidentat el? Și a zis, este la spitalul pe care i s-a dat adresa. În final ajunge la spital și când ajunge acolo, întreabă asistentul, întreabă doctorul, dacă numele acesta prezența voastră, s-a întâmplat ceva seară și n-a mai venit acasă soțul meu pe care îl iubesc și cele din urmă aflu, pentru că el e trimis aici la spitalul acela în urma unui accident, vă rog, arătați-mi unde e soțul meu la doctorii. Se uita unii în ochii celorlalți și a zis,
Și au zis să nu, să nu-i spună, pentru că e o stare gravă. Și a zis, vă rog frumos, spuneți la ce cameră Iisus spune? În cele din urmă, o asistentă și-a zis, da, văd că la soțul dumneavoastră. La camera aceasta stă soțul dumneavoastră. Când s-a apropiat de ușă și-a deschis ușa să-și vadă soțul, când a deschis ușa încet, de la distanța pe care era distanța aia în camera respectivă, se uită din la el, era învelit cu un ceașaf până la vânt. Când a văzut soția lui, a vrut să se apropie, să vadă ce s-a întâmplat cu soțul ei, pe care avea iubire față de el. Și apropiindu-se de el, cu pași încet spre el, dar el de la distanță când a văzut-o, scumpa mea soție, te rog, du-te acasă. Eu nu mai sunt apt pentru tine. Și soția cu lacrimi, cu geaușuroaie de lacrimi și-a zis, nu se poate. Tu ești scumpul meu soț. Am declarat în fața ta iubire. Cum să nu vin să te văd în ce stare ai ajuns? Și pășind cu pașii încet spre el, ajungea spre el și în cele din urmă ajung la patul. Te rog, oprește-te! Te rog, nu veni la mine! Și până la urmă ea se ducea și pașii care îi puneau și roaie de lacrimi îi curgeau pe obraș. Și când a ajuns la patul, te rog, pleacă, îi spune soțul. Și a zis, nu. Când a dat cea șafă la o parte, picioarele le-au împotate. Și în momentul acela a zis, soția mea, începând de astăzi, eu nu o să mai fiu soțul tău. Te rog, du-te, mărită-te, fă ce vrei, pentru că eu nu mai sunt soțul tău. Și soția se uită la el și cu lacrimi vocea înaintea și plângea cu lacrimi suroare și a zis, soțul meu, cum poți tu să-mi spui că nu mai sunt pentru tine, că nu mai sunt soțul tău? Dacă eu în fața lucrătorilor lui Dumnezeu am declarat că voi sluji și voi fi soția ta cât voi trăi pe acest pământ și tu spui să te părăsesc, să mă părăsești? N-am să te părăsesc toată viața mea, scumpul meu. Adu-ți aminte că în fața lucrătorilor, în fața bisericii lui Dumnezeu am declarat dragoste cât vom trăi. Și chiar dacă voi fi în stare să te hrănesc, colingule, n-am să te părăsesc că am depus legământ și juruință înaintea Domnului. Nu contează, pentru mine ești soțul meu, ești iubitul meu și voi ține la tine cât voi trăi pe acest pământ. Ce vreau să aduc la cunoștință? Cine găsește o femeie bună, o cinstită, este mai de preț decât margaritare. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea a declarat, cât voi trăi, eu n-am să te părăsesc. Te voi hrăni cu lingură, voi sta alături de tine și eu voi fi ajutorul tău începând din momentul acesta. S-a uitat la el, la ea și a început să plângă amândoi. Vă dați seama ce lacrimi, ce dureri. N-aș dori pentru familia aceasta decât să aibă o căsnicie fericită. Apel să fie ocrotit cât va trăi pe acest pământ. E spera să-l iubească pe Abel și să fie supusă lui cât vei trăi pe acest pământ. Ce puterea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui și lumina lui să mă lumineze, să mă îmbrace cu duită putere. Duhul Sfânt să vină peste voi, pentru că cea mai mare bucurie se face în cer datorită lui Abel și Sfântul. Pentru că astăzi v-ați unit amândoi. Mergeți pe drumul această unitate în dragoste. Să fiți binecuvântați de Dumnezeu. Vă doresc călătorie binecuvântată. Vă doresc fericite pe drumul acesta. Să fiți binecuvântați. Țineți cu tărie juriința pe care vă spune ce noi astăzi. Amin.
Domnului. Frați și surori, mulțumim Domnului pentru cuvântul acesta pe care l-am ascultat împreună cu toți. Doresc ca Dumnezeu mai departe să binecuvânteze pe sora noastră, să laude pe Domnul cu cântare, spre slava Domnului și apoi și fratele nostru de pe laș, laudă pe Domnul cu două cântări și ascultăm cuvântul Domnului mai departe prin fratele nostru Virgil și zic ca Dumnezeu să ne vorbească la Dumnezeu. Amin. Thank you.
Thank you.
Copiilor să aibă binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. De aceea voi avea siguranță.
mare. Binecuvintează-o, Doamne. Mă bucur pentru că ai ales lucrul acesta. Astăzi, tu n-ai putea niciodată să-i oferi ce poate să ofere Dumnezeu. Voi aveți o mână mică. Cât puteți da pe o mână mică? Dumnezeu are o mână mare. Ce știți cât de mare este? Pentru că cuvântul ne spune, cerul este scaunul de domnie. Pământul este așternutul picioarelor. Poate cineva să facă măsurătoarea lui Dumnezeu? N-ai cum! Nu există măsură! Atât de mare e Dumnezeul nostru împărătească. Mă gândeam eu, frumoase mărturii pe care le-a depus fratele nostru și o întâmplare pe care a spus-o, să știi că și eu am avut una de-a cu războiul, dar pentru că am spus-o eu cu picioarele, spun eu alta. Ce frumos este când aștepți binecuvântarea de la El. Aleluia! Și vreau să mai știți de cele mai multe ori facem greșeli noi părinții. Sau și tinerii fac greșeală. Dar ce frumos este momentul în care cer binecuvântarea de la El. El dă binecuvântări și nu blesteme. De aceea sunt unii care din tinerețea lor fragedă până la bătrânețea lor au fost fericiți, sunt fericiți și vor muri fericiți. De ce? Pentru că binecuvântarea vine direct din Sfânt. Dumnezeu lăudat să fie El. Dar observat, un tinere, Abele, frumos nume. Să dea Domnul să ai și caracterul acesta. Vom pleca la ce. Un tinere a venit vremea să se căsătorească. Și pentru că nu știa ce să facă, la un moment dat el a zis, știu ce fac. Dacă îmi pun părinții, aleg greșit. Dacă voi pune frații, s-ar putea și ei să aleagă greșit. Eu am să mă duc la sursa directă, care niciodată nu va greși. El cunoaște prezentul, cunoaște viitorul, cunoaște totul despre mine. Și atunci eu îi cer lui Dumnezeu. A intrat în post și a spus, Doamne, pun acest semn înaintea Ta ca să mă pot căsători. Și zice, Doamne, mâine dimineață, duminică dimineață, mă voi duce la biserică și voi fi primul la ușă. Când se va deschide ușa ca să pot intra înăuntru, Doamne, semnul că Tu vei alege pentru mine mireasa potrivită, va fi prima fecioară care va fi trimisă la casa lui Dumnezeu. Prima care va intra în biserică, aia e trimisă de tine. Și stă el, vede un grup de frați, tot așteaptă și se roagă, Doamne, ia și el curios, o fi înaltă, o fi prea scundă, o fi prea brunetă, o fi prea albă, cum o fi, Doamne? Și tot stătea să frământa, Doamne, trimite una așa cum știi Tu. Tu când faci alegerea, faci una potrivită, Doamne. Și cum stă el, așa cu inima deodată? Vede că vine un grup de surori bătrâne și o fată tânără, frumoasă, blondă, cu niște ochi mari deschiși, la brațe cu mama ei. Stă un pic să uite la ea și zice, Doamne, îți mulțumesc, știam că Tu nu greșești în alege. Stă el, așteaptă, intră în biserică, stai să urmăresc caracterul. Să vedem, ea este atentă tot timpul în biserică la ce se predică. Sau pe ea nu interesează. E atentă atunci cum se cântă, se bucură și ea. Sau vine doar așa, stai să urmăresc să văd eu, are caracter dumnezeiesc, stă el acolo în spate undeva și tot o urmărește și vede că fata, acolo unde s-a așezat, drept cu privirea la amvon, acolo a stat și n-a ieșit nici afară, n-a primit nici în stângă. Și ce, Doamne, ce am cerut eu și ce mi-ai dat Tu, mi-ai dat mai mult, ești credincioasă. Eu știu că de acum încolo n-am să o duc greu, pentru că ea are caracter dumnezeiesc. Înțelegi, este ea. Știi ce înseamnă numele Tău, Estera? Înseamnă stea. Știi ce înseamnă stea? Semnul că steaua din răsărit era că vine Hristos care să ne împărească, potrivească gloria. Adică adevăratul mine și noi, biserica adevărată mireasă, glorificat să fie Domnul. Dar observați, cum stă el de la un moment dat își face curaj, deși era un tinere vorbit de bine, apreciat de toată biserica, dar niciodată nu vorbise. Și atunci face el repede un bilețel, frate pastor, pentru prima dată, vreau să fac un anunț. Și trimite biletul. Păstorul rămâne uimit. Ăsta niciodată era rușine și când vorbeam cu el, stătea așa cum. Deodată așa, îndrăzneț, de ce vreau să văd. Curios. Și el face anunțul, vrea tinerelul să vină în față, să facă un anunț. Vine el încă de față și spune, dragii mei, am o vârstă înaintată, sunt, cred că, la vârsta maturității de a mă căsători și ca unul care n-a vrut să fac greșeală, am pus înaintea lui Dumnezeu El să aleagă mireasa pentru mine. Și am zis, prima fată care va intra în biserică, aceea să fie trimisă de Dumnezeu ca mireasa pentru mine. Și eu zic, ajutorul potrivit. Nu există un ajutor mai potrivit decât mireasa pe care ți-o dă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și observa, păstorul chiar a făcut anunțul când a zis,
și prima fată care a intrat în biserică a fost fata de acolo. Ce arată la o fată? Păstorul s-a întristat odată și și-a lăsat privirea în jos. Toată biserica s-a întristat și-au privit în jos. Și el a zis, Doamne, ce-am făcut? M-am nemorocit. Cred că am făcut cea mai mare greșeală. O fi măritată și eu n-am știut? Sau o fi rogodită și n-am știut? Poate că, cine știe? O, Doamne, ce-am făcut eu? Și tinerelul pleacă capul, se duce înapoi în bancă. Rușina! Și la un moment dat abia așteptam. Nu se mai termină programul, odată să întreb ce se întâmplă. S-a terminat programul, păstorul nu-i zice nimic, nimeni, niciun membru din biserică nu-i zice nimic, și apoi fuge după păstor pe alee, ajunge după el și spune, frate pastor, vreau să vă întreb ceva. Și el zice, întreabă-mă, de ce v-ați întristat când am arătat la fata că ea e trimisă de Dumnezeu? Unii măritată și n-am știut? Nu, dragul meu. Atunci, e logodită și eu n-am știut? Nu, nici aceasta. Atunci sunt prea sărac și ea e prea bogată? Nu, dragul meu, nici aceasta. Atunci poți să-mi spui? Auzi, dar nu mai bine să te duci tu la ei acasă și să-mi întreb pe mama ei sau pe ea? Ce te știi că m-am curaj, mă duc? Eu știu ce am ținut de la Dumnezeu. Și tinerelul curajos se duce direct la ei. Bate frumos acolo la ușă, intră înăuntru și zice, să știți, eu am pus înaintea lui Dumnezeu, femeia nu merge nimic, nici mama, toți au nimic. Ceea ce eu știu ce am ținut de la Dumnezeu. Eu am venit să-mi dați fata de soție. Și mama zice, te rog, liniștește-te. Undeva acolo în bucătărie, vine ea cu un pahar de suc în mână și cu lacrimi în ochi. Și te rog, zice, ia paharul și liniștește-te. El a luat paharul, îl așează undeva jos și spune, vă rog, spuneți-i. Îmi dați fata de soție? Și ea să uite, auzi, am fi cei mai fericiți părinți din univers ca să-ți dăm ție fata de soție. Ești un copil extraordinar, dar tu trebuie să știi secret. Și ea să uite, auzi, am fi cei mai fericiți părinți din univers ca să-ți dăm ție fata de soție. Ești un copil extraordinar, dar tu trebuie să știi un secret. Fata noastră s-a născut oare. Când a auzit tinerelul, spunea, citeam o revistă, eram cu fratele Bozian acum câțiva ani, eram mai mulți frații, credeți-ne, de câteva ori, cred că de 3-4 ori am citit-o și nu puteam să, eu știu, să ne așteptăm din lacrimi. Și la un moment dat, tinerelul s-a uitat, s-a întristat, a fugit acasă, supărat, acolo scrie așa, zice, parcă loveam cap ca o mie de ciocane, era cuibăcit, Doamne, ce ți-am cerut și ce-mi dai? Eu am cerut un ajutor potrivit, Doamne, care să mă spere, Doamne, care să pregătească mâncare, Doamne, să comunic cu ea, să mă duc la biserică. Pe ce mi-ai dat acum? Îi trebuie să fac lucru pentru doi, nu pentru unul. Și după ce s-a liniștit un pic din tulburare, de aceea e nevoie. Fiți plini de Duhul Sfânt, rupe-ne inimile. După ce s-a liniștit, s-a așternut o pace asupra lui, un duc de liniște și Duhul Sfânt a început să-i vorbească. Și a auzit, ascultă tinerele. În timpul este mireasa, ar fi văzut bine cu amândoi ochi. Și apoi, vine o vreme pe parcursul căsătoriei, să aibă un accident și ar fi rămas doar de amândoi ochi. Ai te fi despărțit tu de ea doar pentru că a avut un accident? Ce nu, Doamne? N-ai mai iubit-o tu doar pentru că a suferit una? Nu, Doamne, toată viața aș fi. N-ai mai fi făcut ceva pentru ea, ai fi făcut-o să suferă din nou? Nu, Doamne, aș fi făcut-o cea mai fericită. Atunci, de ce nu considerăm un accident? Și tinerelul a stat un pic, la un moment dat s-a liniștit, s-a dus la păstor, a vorbit cu el, eu vreau să așa cum este, pentru că eu știu că ce, și Dumnezeu când dă, dă binecuvântă. S-a dus la părinți, au hotărât ziua nunții. În ziua nunții a trebuit să vină în biserică și a trebuit să se roage, ca de obicei. Să se roage mirele, de fapt s-a rugat întâi păstorul și apoi a pus să se roage și mirele și să se roage și mireasa. Și când a venit rândul miresei, știți cum a început? Doamne, îți mulțumesc pentru această zi minunată. Pentru că până acum, Doamne, auzeam doar vocea păstorului. Dar acum ochii mei pot vedea, Doamne. Aleluia. Doamne, mulțumesc că până acum doar am auzit pe vocea mirelui, soțului meu. Dar astăzi ochii mei îl pot vedea, Doamne. Toată biserica a înțeles că în ziua căsătoriei Dumnezeu i-a dăruit cadă. Vederea, glorificat să fie Domnul. De aceea trebuie pentru
binecuvântare. Știți cum își capătă mireasa, fata? Onor în casă! Știi cum capătă ea respectul? Datorită ascultării ei, glorifica să fie Domnul. Când ea ascultă, este iubită de toată familia. Vreau să mărturisesc că și eu, dintre toate murorile, am 6 la număr, dar una dintre ele era ea un pic mai învățată altfel. Și parcă ne supăra să mă, de-aia nu știe ce să facă. Nu știu, a vorbit părinții, cred că cu ea. Știți ce făcea? Dimineața, la prima oră, nu avea ce să mărture. Stropea curtea, dar de ce o stropea? Dar frumos. Adică să arată activitatea ei. Auzeam noi acolo, poate că gălăgie în bucătărie spăla vasele. Tăile erau spălate. Doar s-a auzit noi că ea e trează și își face lucruri bine în casă. Apoi venea la ușă, bătea un pic și spune: tată, dacă te-ai trezit, vrei să-ți aduc o cafea? Vă rog, credeți-mă, știți cum mi-a intrat la inimă? Recunosc. Mi-a vorbit Nora mai mult decât pe fetele mele. O zis, ei, fata mea, mi-e Nora. De fiecare dată, dacă mergeam undeva, trebuia să-i aduc ceva. De ce și-a căpătat respectul? Datorită hărniciei, datorită respectului. Asta doresc, este era. Dacă vei avea respect față de familie, eu vă spun. Tu nu vei fi Nora, vei fi fică. Și nici fică, vei fi prințesa casei. Și vă rog lui Dumnezeu. Așa se întâmplă în toate familiile. Amin. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Cred că avem de învățat și noi, amin? Amin! Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe sora noastră, să mai laudă pe Domnul cu cântare, apoi și fratele nostru verdelaș, la laudă pe Domnul cu două cântare. Eu spun două, îl face una, poate de data aceasta va asculta. Domnul să binecuvinteze și noi mă ascultăm cuvântul Domnului prin fratele nostru Andrei din Mărlat, și zic ca Dumnezeu, Maria, și zic ca Dumnezeu să ne vorbească la toți. Amin.
Așa mi-a vorbit Domnul aseară. Domnul aseară. Te voi întări, te voi îmbrăca cu putere. Și voi lăsa binecuvântarea mea peste ființa mea. Te voi întări și voi da binecuvântări și te voi întări cu o mare putere. Și doresc în această zi, în continuare, să dau avânt și să lucrez ca pe mâna de toată inima mea, pentru că s-a întors în luptă. În modul deosebit, împotriva celor care mă intrează pe care mă și se luptă Satana să fugă viața, să distrugă viața noastră. Eu cred în toată inima că toți you.
Așadar, haideți să mai rând, gândiți-mi câteva
minute ca să împărtășesc câteva lucruri pentru cei doi, Abel și Estera. Așa cum subliniau și frații, fiecare dintre voi ați visat ca într-o zi să îmbrăcați haina de mire și de mireasă. Și cred că visul acesta s-a împlinit, pentru că este o bucurie în inima voastră, vă uit la voi, radiați de bucurie și așa trebuie să stea la 2000, unde să arate că într-adevăr este unul pentru celălalt. Acum, voi sunteți la început de drum. Un drum necunoscut de voi. Ați crescut și tu și ea în familii diferite, cu obiceiuri. Fiecare casă are obiceiurile ei. Asta este realitatea. Dar fiecare avem obiceiurile noastre în familiile noastre. Însă de azi înainte va trebui ca voi să faceți o echipă, un singur trup și așa cum spune aici, vreau să vă citesc doar două versete și apoi să plecăm mai departe. Când Adam a primit-o pe Eva, creată de Dumnezeu și i-a dăruit-o, Adam a făcut exclamația aceasta frumoasă. Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele, carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. De azi înainte, începând cu ziua de astăzi, veți fi un singur trup. Ați fost doi separați, acum sunteți unul și este lucrul cel mai frumos. Este cea mai frumoasă echipă ca soț și soție. Însă, veți merge pe un drum necunoscut de voi. Și drumul acesta al căsniciei nu întotdeauna este roz. Vă spun, eu am pășit al 20-lea an de căsnicie, soția mea este aici cu mine, și mulțumesc asemenea la toți care ați spus să binecuvânteze Domnul, aceeași binecuvântare să fie și peste soții de bani. Aleluia! Și aș vrea să vă spun că la vârsta aceasta de 45 de ani, am înțeles oarecum ce înseamnă. M-am ocupat foarte mult de viața de familie. Consiliez la timpul actual familiei, atunci când traversează momente grele. Și îmi dau seama că nu întotdeauna este miere în casa noastră. Există la început frumos și așa trebuie să continue, dar trebuie să arătăm și realitatea că s-ar putea, la un moment dat, să existe anumite neînțelegeri. Ele pot apărea, nu sunt de dorit, ele apar. Pentru că dușmanul familiei este diavolul. Și va căuta pe orice cale ce a unit Domnul, diavolul va căuta să despartă. Și poate că nu neapărat în mod oficial să despartă, dar e posibil să despartă la nivel emoțional, sentimental, să nu mai iubiți cum iubiați cum în ziua aceasta. Și ca să nu treceți prin momentele acestea grele, prin care unele familii au trecut și trăiesc tragedii de genul acesta, dați-mi voi ca să subliniez câteva lucruri. Cum poți avea o căsnicie împlinită? Cum poți avea o căsnicie împlinită? Pentru unii, când se referă la a fi împlinit, să ai o căsnicie împlinită, probabil se gândește așa. Dacă pun mâna pe băiatul care are bani, pentru mine este o căsnicie împlinită. Dacă mai este și tatălui păstor în biserică, din comitet, pentru mine, într-adevăr, este o căsnicie împlinită. Aș vrea să vă spun că nu întotdeauna lucrurile merg așa. Sau el poate să spună, dacă ea este cea mai frumoasă din biserică și am ales-o înaintea tuturor băieților, pentru mine va fi o căsnicie împlinită. Pentru ea poate să spună, dacă nu are chirie și că nu are burta mare, voi avea o căsnicie împlinită. Însă, dragii mei, Abel și Estera, ca voi să puteți avea o căsnicie împlinită, aș vrea să vă spun că e mult mai mult decât lucrurile acestea sociale ce le găsim pe pământ. Frumusețea va trece. Uitați-vă la părinții voștri. Frumusețea trece. Însă există o frumusețe care aia nu se trece, aia lăuntrică. Deci, în această zi vei descoperi tot mai mult apel pe parcursul, abia este prima zi, este startul căsniciei voastre. Vei descoperi frumusețea aceasta din Estera pe care o are înăuntru ei. Și vei descoperi cum a fost educată de părinții ei, pentru că va trebui să iei din familia în care i-a crescut, de la părinți, și să o aduci la tine acasă și să faceți o familie. Și ca să nu existe probleme în viața voastră de familie, să aveți o căsnicie împlinită. Trei lucruri vreau să subliniez, care cred eu că sunt foarte importante. În primul rând, ca să aveți o căsnicie împlinită, trebuie să fie prin dragoste realizată căsnicia asta. Amin. Fără dragoste
la o căsătorie a unui băiat și a fetei, trebuie și părinții să fie de acord și să implică părinții. Sunt de acord cu lucrul acesta. Au o implicare într-o anumită măsură. Dar niciodată nu va exista o căsnicie frumoasă dacă băiatul este împins forțat. Du-te! Sau fata, hai, du-te că i-a luat cadavrul băiatul. Iertați, da? Deci vreau să vă spun niște lucruri reale ce se întâmplă, nu aici, că aici nu știu nimic. Dar ce se întâmplă în alte biserici, când părinții își împing fata, du-te după el, du-te că o să duci bine, nu mai contează. Lasă că dragostea să vină pe urmă, cu cât te trec zilele în viața ta de familie, ai să vezi că ai să-l iubești. Nu contează. E băiat, are casă, are bani, el nu este oricine. Și aș vrea să vă spun că dacă dragostea nu este de la început, eu nu știu dacă mai bine. Eu nu știu dacă mai bine pe urmă. De aceea eu cred și aș vrea să cred că Abel și Estera au hotărât din dragoste să se unească în ziua aceasta. Și dacă voi veți, într-adevăr, dragoste este la baza căsniciei voastre, la temelia căsniciei voastre, veți avea tot succesul mai departe să aveți o căsnicie împlinită. Dar pentru ca dragostea aceasta să fie una permanentă în căsnicia voastră, întotdeauna în viața de familie există acel triunghi. Dați-vă la mine, triunghi. Triunghi înseamnă felul următor. Soțul, soția și aici Dumnezeu. În vârf fi Dumnezeu. Dacă soțul are relație bună cu Dumnezeu, dacă soția are relație bună cu Dumnezeu, funcționează, se roagă, citește Biblia, e ascultătoare și are o relație bună cu Dumnezeu, atunci și pe plan orizontal și soțul și soția se vor înțelege bine. Pentru că dacă cei doi se raportează cum trebuie la Dumnezeu, de la Dumnezeu vine dragoste. Pentru că Apostolul Ioan spune, Dumnezeu este dragoste. Amin. Ați întâlnit versetul ăsta? Amin. Dumnezeu este dragoste. Și când Abel și Estera au relație funcțională cu Dumnezeu, de la Dumnezeu vine dragoste din inima lor și apoi va fi ușor să manifeste dragoste unul față de celălalt. Și dragostea aceasta este așa de frumoasă pentru că te va ajuta și Abel și Estera să treci peste momentele grele din viața de familie. Să treci peste anumite greșeli. Abel nu este perfect, 100%. Estera nu este perfectă. Niciunul dintre voi nu suntem desăvârșiți. Abel, adică în viața de căsnicie vei mai descoperi și anumite lucruri care trebuie perfecționate, care încă nu au ajuns la o calitate super dezvoltată în anumite domenii ale vieții, da? Nu știu că se pricepe la bucătărie, nu știu dacă ai testat-o încă, dar ai răbdare. Ai răbdare, că dragoste este cea care acoperă. Dar trebuie să ai răbdare cu ea, dacă îți va trebui să-ți facă mâncare, da? Sau să-ți pregătească cafeaua sau nu știu ce alte mic dejun, să-ți pregătească și poate tu erai obișnuit altfel. Mama ta avea te trata altfel. Era băiatul mamei. Acum, Estera va trebui ca să concureze oarecum cu mama ta și să te împlinească și să te fericească și să arate această dragoste și chiar și prin lucrurile acestea, prin gesturile acestea, să îți pregătească mâncarea. Poate că la început mâncarea ei va diferi față de mâncarea mamei tale. Poate că cu siguranță va diferi. Pentru că a crescut într-o altă familie, cu alte obiceiuri. Însă va trebui ca să ai răbdare și dragoste este cea care acoperă. Vă spun o întâmplare ce s-a întâmplat undeva într-o familie curând căsătorită. Gheorghe și Maria. Cei doi, la un moment dat, au trecut aproximativ vreo 3 luni de zile din căsnicia lor și la un moment dat, pe parcursul acestor 3 luni, tot Gheorghe spunea Marie, când îmi faci mie mâncare ca la mama acasă? Era dorința lui. Și tot timpul și ea săracă se străbea. Unde cum îi făcea mama lui acasă mâncare? Și tot timpul, măi Gheorghe, măi Marie, ascultă-mă. E bună mâncarea pe care mi-ai pregătit-o în duminica asta, dar poate într-o zi de reușit să-mi faci mie mâncare ca la mama acasă. Și era tare. Necăjităm că Maria lui, soția lui de curând căsătorit acolo, nu reușea să facă mâncare ca la mama lui Gheorghe, când el era acasă. Într-una dintre zile, se întâmplă că Gheorghe era la lucru, Maria, ca de obicei, făcea mâncare, pregătea și el undeva, stătea foarte aproape de casă, că lucra undeva în construcție și stătea foarte aproape de casă și la ora 12:30 trebuia să vină să mănânce. Ea, între timp cât a pus mâncarea pe aragat să ne pregătească, a început să calce haine, să ne pregătească, să mai ia rufele de ea din mașina de spălat, să pun acolo, altă și la un moment dat și-a dus aminte că a uitat mâncarea pe
pe Arăgaz. Deja când s-a dus acolo, mâncarea era deja înfumată. Era un pic așa și a spus, băi, să vezi ce-mi face Gheorghe-al meu. Și mai erau deja vreo 10 minute și apărea soțul ei deja. A spus, n-am ce să-mi fac, de acum să vezi o mare problemă. Și când vine Gheorghe, se pune, se spală, ea îi pune imediat pe masă, se așează și cu emoții stă deoparte acolo. Și el se așează acolo, începe să ia prima lingură. Și sare în picioare și spune, în sfârșit, mi-ai făcut mâncare ca la mama acasă. El era obișnuit oarecum, așa era obișnuit el. Un anumit timp, poate mama lui făcea mâncare mai altă, poate mai sărată, poate un pic mai frumoasă, așa îi plăcea lui. Dar nu fi supărată pe ăștia. Dragostea acoperă. Dragostea acoperă lucrurile acestea. De aceea, repet încă o dată, ca să aveți o dragoste în familia voastră, ea trebuie întreținută. Vă sunteți la începutul dragostei, dar dragostea se întreține. Dragostea se întreține întotdeauna. Și ascultă-mă. Dragostea se întreține prin gesturi, prin vorbe. Spune, nu fiți găsit. Spune, te iubesc, Estera. Citesc nu doar acum în ziua nunții. Nu doar atunci când ai cucerit-o. Estera, vrei să fii soția mea? Arată apreciere față de ea, Estera, de asemenea. Se așteaptă Abel, așa suntem noi bărbați, așa suntem noi formați, așa ne-a format Dumnezeu, nu da vina pe noi. Așteptăm din partea soției tocmai aprecierile acestea, ca să ne spună că ne prețuiește, că avem valoare pentru ea. Așa suntem noi. Dar vedeți voi, lucrurile acestea sunt reciproci. Stimați bărbați, să nu credeți că femeile sunt făcute din altă luat. Sunt carne, au aceleași sentimente ca și noi, aceeași inimă ca și noi. Și cum noi avem pretenția ca să ni se spună că iubesc bărbatele și noi la rândul nostru trebuie să arătăm față de soțiile noastre apreciere. Să le apreciem. Mai dăm o floare, nu doar din 1 martie, când e sărbătoarea asta în lumea întreagă. O floare face mult. Eu n-am înțeles, la începutul căsniciei noastre, n-am înțeles de ce este așa de importantă să dau o floare soției mele. După aceea am înțeles. Dar la început am mai dus o floare, m-am oprit și am numai decât să-i duc o floare și o pune acolo într-o vasă și în câteva zile se vestejește și gata, o aruncăm la gunoi. Iar după să-i duc câte o ciocolată. Unde mai vineam, mergeam în călătorie, în slujire, când veneam, luam o ciocolată și, măi, măcar ciocolată o mâncam împreună. Dar aș vrea să vă spun că am fost așa bucuroasă. Dar în momentul când mi-am dat seama că nu era împlinită din punctul ăsta de vedere, când îi duceam o floare, bucuria ei era mult mai mare. Și mi-am dat seama că există ceva ceea ce trebuie să înțelegem noi, bărbații. Femeia întotdeauna este asociată cu o floare. Floarea are miros. Floarea este gingașă. Are nevoie de lumină. Are nevoie de protecție. Și asta ne vorbește și nouă Dumnezeu, că soțiile noastre trebuie să le tratăm ca pe floare. Amin. Amin, bărbații. Să noi vedem așa, să vă adunăm de la voi. Da? Așteaptă. Dacă vrei să ai spunea cineva, dacă vrei ca să ai o noapte frumoasă, tratează soția cum trebuie în timpul zilei. Ascultați-mă ce vă spun. Vă adresez unor oameni care înțelegeți lucrurile, pentru că din problemele acestea, ne arătând dragostea față de partenerul de viață, sau nu cum s-a întâmplat într-o altă familie, Grigore îl chema și îi spunea la un moment dat, după aproape 20 de ani de căsnicie a trecut și soția și-a dat seama că, nu știu, Grigore, el nu i-a zis, nu i-a mai zis, te iubesc, decât în ziua nunții. S-au trecut aproape 20 de ani și îi spune așa, Grigore, spune-te rog, nu mă iubești? Și-a zis, soție, au trecut 20 de ani. S-a spus în ziua nunții că te iubesc. Dacă se schimbă ceva, o să te anunț între timp. Au trecut 20 de ani și el măcar nu mi-a spus soție, te iubesc. Să ne ierte Dumnezeu dacă unii procedează așa, în această sală. Să ne ierte Dumnezeu. Pentru că au nevoie femeile ca să fie apreciate, bărbații au nevoie să fie apreciați. Și de aceea gesturile acestea, ia-o în braț. Nu ține de mână doar în ziua nunții. Ține de mână și primești pe stradă. Știu că poate e altfel aici, în etnia voastră. Nu! Auzi, arată că ești altfel. Arată că tu o prețuiești. Ai lângă tine o floare pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Ai un fiică lui Dumnezeu pe care tu trebuie să o prețuiești. Și să mai spun ceva, dar lucrul ăsta am să zic undeva la urmă ce responsabilitate ai mare. Tu, Abel, mai mult frate au vorbit către mireasă și însăși pasajul acesta din cartea Proverbe vorbește special de partea feminină. Cum trebuie să fie o nevastă. Dar eu știu că în viața de familie și bărbații au responsabilități la femeile. Și ca să echilibrăm lucrurile, eu am să vorbesc mai mult, un pic mai mult, despre responsabilitățile bărbatului. Dar, un alt lucru pe care vreau să-l subliniez.
ca să ai viață și o căsnicie împlinită, ea se poate realiza prin dragoste, relația voastră trebuie să fie funcțională și atunci vedeți manifesta dragostea în viața de familie. Pentru că dragostea acoperă și greșeli care pot să vină pe parcursul căsniciei voastre. Un al doilea lucru, cum poți să ai căsnicie și să vă feriți de certuri, de scandal, prin respect reciproc. Respectați unul pe altul. Femeia trebuie să respecte bărbatul într-un anumit mod pe care Dumnezeu ne spune cum trebuie să respecte, să-i dea cinstea care îi se cuvine, mai ales atunci când este public. Cartea Proverbe spune în felul următor, pasajul care s-a citit în această dimineață, când femeia îl onorează pe Dumnezeu, îl cinstește pe Dumnezeu, îi dă valoare. Lucrul acesta arată valoare și în public. Este la portele cetății și bărbatul este prețuit. Spune aici Cartea Proverbe, da? Capitolul care s-a citit. Însă, ascultați-mă ce vă spun. Abel, prin iubire, îi deschizi inima și îi deschizi inima misterii. Dacă o vei respecta ca și o fiică a lui Dumnezeu, vei rămâne în inima ei. Ascultă lucrul acesta. Pentru că am avut ocazie, nu timpul e așa cu măi, nu mânca pe ca să, și nu vreau ca să prelungesc mai mult decât trebuie, în exemple pe care le-am întâmpinat în viața de slujitor, familii care, după 12 ani de căsnicie, au ajuns ca să divorțeze, și erau în coadă să divorțeze, el mi-a spus, eu plec, îmi iau bagajul și am plecat, erau și de copii la mijloc. Și-a trebuit ca să mă duc acolo să stau și să văd care este marea problemă și am realizat că problemele pot pleca de la nevoi fizice, de nevoi spirituale, care niciunul, nici altul nu și-au asumat, nu și-au făcut datoria în viața de familie și pot apărea astfel de situații. Dar, dacă există respect, Estera, față de soțul pe care ți l-a dat Dumnezeu, asta este ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să funcționeze lumea noastră. Dumnezeu, Hristos, bărbatul și apoi femeia. Asta este ordinea lăsată de Dumnezeu. Cine vrea să inverseze ordinea aceasta și să spună felul următor, da, da, bărbatul e capul, dar femeia e gâtul și-l primă unde vrea. Dacă ai intenția aceasta și vei vrea tu ca să conduci casa, fără să lași, e una să te consulți și alta ca tu să decizi ca femeie în casă. Ascultați-mă, nu vă spuneați cu mine, stimate surori. Dar dacă veți găsi poziția în familia dumneavoastră, soțul va fi cinstit și Dumnezeu este cel care va da înțelepciunea să producă casa cum trebuie. Altfel, dacă se vor inversa locurile și femeia vrea să fie mai sus, că arată ea că este mai iscusită. Pentru că de ce? Pentru că a văzut la mama, că mama ei se descurca. Tatăl ăla era un pic mai mare să... De ce să nu facă și el la rândul ei că se căsătorește? Și apar astfel de probleme. Eu nu aș vrea să trăiți astfel de tragedii. Și aș vrea ca să aveți răbdare unul cu celălalt, să vă prețuiți unul pe celălalt. După perioada asta de miere, va exista perioada aceasta în care vă veți descoperi uneori și defectele unul la celălalt, da? Și veți descoperi lucrul acesta. Și există numită perioada de adaptare. Aici trebuie să aveți răbdare. Aici trebuie să vă dați valoare unul celuilalt. Să vă respectați intimitatea. Să puteți să vă prețuiți unul pe celălalt, ca în așa fel binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste viețile voastre. Comportamentul vostru se va vedea dacă vă veți respecta unul pe celălalt. Se va vedea. Se va vedea lucrul acesta în mod public. Și când vor merge cei doi, ascultați-mă, Abel și Estera. Din momentul acesta și zilele următoare, când veți ieși din curte, împreună, ochii celorlalți vor fi cu ochii pe voi. Se vor uita. Ia să văd cum se comportă Estera cu Abel. Ia să văd. Ia să văd pe Abel ce fel de valoare dă Estere. O prețuiește cu adevărat. Crezi că mama Estere nu o să mai întrebe pe ea? Estera, cum îți merge? Așa sunt mamele. Am trecut și eu pe aici. Așa se. Pentru că e greu despărțirea de cineva drag pe care îl venit-o. Și de aceea, uneori este foarte greu, dar Esterea trebuie să înțeleagă, pentru că va citi versetul acesta. Astăzi este momentul când declar în mod public și înaintea lui Dumnezeu că te desprinzi de casa părintească și te alipești de soțul tău. Asta nu înseamnă că pentru tine părinții nu au valoare. Prețuiește mai departe. Eu vă binecuvintez că ați crescut-o pe Esterea până aici. Fratele Ducadam, soția dumitale. Vă binecuvintez că ați crescut pe Abel până aici. Și este o mare cinste. Pentru mine este o bucurie în vremea aceasta să văd doi tineri care se căsătoresc în biserică. Uitați-vă că mai sunt și altfel de căsătorii, dar nu în biserică. Se căsătoresc pe la toți. Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut. Hai să ne luăm unul cu altul. Și începe, se arată camera. Și cam atât este căsătoria. Eu vă apreciez pe voi. Pentru mine este o bucurie când văd un soț, un mire și un
iasă, care văd că vor să declare unul pentru celălalt, că vor să fie soț și soție și să declare aici în biserică lucrul acesta. Pentru că arată lucrul acesta puritate, curăție și al trăit cinstea înaintea lui Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi, ce înseamnă respectul reciproc pe care ar trebui să-l aveți, poate că aș vrea ca să vă spun o altă întâmplare și apoi să merg la ultimul punct și mă apropii de final. La un moment dat, Maria era supărată cu Ion, în timpul zilei s-au certat, și asta încă de dimineață la cafea, era o zi de liberă pentru ei, nu era niciunul la lucru, și s-au supărat unul cu celălalt. S-au hotărât să nu-și mai vorbească unul celălalt. Au venit la masă pe rând, ea i-a pus acolo, a plecat în cameră, a trecut ziua, a venit seara, aveau, pentru că aveau un singur pat, au trebuit să stea unul mai într-o parte, era un pat ăsta dublu, matrimonial, unul mai într-o magie, celălalt magie. Efectiv, nu și-au vorbit toată ziua. Erau supărați, au avut un conflict între ei, neînțelegeri, și niciunul n-a cedat. Ei au spus, nu, eu trebuie să-și cea iertare. Eu... Și el la fel a spus, ea este vinovată. Și amândoi s-au așezat în pat, toată ziua a fost supărat unul pe celălalt, nu și-au vorbit niciunul celălalt. Seara când aproape să se pună la culcare, Ion îi scrie la Marie, scrie într-un bilet. N-am vrut să-i spună, Marie. Spune, mâine dimineață să mă trezești la ora 5. Și dă biletul, ia de cicletul. Se uită la el și da, s-a pus la culcare. Vine a doua zi dimineață, deja era ora 7. Și Iona nostru se trezește supărat, se uită la ceasul la 7, da, dar Maria să mă trezească la ora 5. Și supărat tare, Maria nu era deja în pat. Ea era deja la bucătărie, făcea ceva acolo de mâncare. Supărat, că e ora 7, acum am bucurat. Când să se dea jos din pat, găsește biletul din partea Mariei. Ioane, scoală-te, e ora 5. Ați înțeles ideea? Ea a vrut să comunice prin el, știi? Să mă trezești la ora 5. Și cum a făcut el, așa a făcut și ea. Da, uite, trezește, ia biletul de aici. Și tipul lor, de dacă nu s-a trezit, ea i-a scris. Vedeți, asta înseamnă că nu funcționează comunicarea dintre cei doi. Că nu se respectă unul pe celălalt și nu se prețuiesc unul pe celălalt. Apar conflicte. Ultimul lucru, spuneam, cum veți putea avea o căsnicie împlinită? Pe lângă dragoste, pe lângă respectul reciproc pe care trebuie să-l aveți. Și trei, în final, prin construirea unui altar al rugăciunii în familia voastră. Amin. E foarte important, Abel și Ester. E foarte important lucrul ăsta. Spuneam ceea ce am vrut să zic mai devreme. Abel, din momentul acesta ai o altă responsabilitate în viața ta. Până acum, vine la biserică, spunea mama și drag, hai la biserică, mergeai la biserică. Decideai tu când să te rogi, când să citești Biblia, când să mai vii la biserică. Din momentul ăsta ai o mare responsabilitate. Dumnezeu ți-a încredințat pe fiica lui, numită Estera, ți-a încredințat-o ție, ca să o ajungi, ca să o ajuți, să o ajuți în final, ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Este responsabilitatea ta. De aceea, ca să poți să realizezi mai această bucurie și împlinire în viața de familie, trebuie să pornească de la construirea unui altar al rugăciunii în familia voastră. Din momentul acesta, pe lângă calitatea de soț, e ceva nou pentru tine, soț. În ziua asta vei fi numit soț și vei păstra numele acesta să dea Dumnezeu până când moartea vă va despărți. Să păstrezi numele acesta de soț. Dar în același timp, e și preot în casa ta. E și preot în casa ta. Ai responsabilitate să o aduci pe, să o aduci pe Estera, spui Estera, haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Haideți să-L chemăm pe Dumnezeu. Pentru că am descoperit, stimați credincioși și dragi familii care sunteți în locul acesta. Când apar probleme în viața de familie, ele nu se rezolvă la tribunal. Spune, gata, nu ne mai potrivim și intentăm divorț. Problemele credincioșilor se rezolvă la altar, la rugăciune acolo. Pentru că la altar Dumnezeu se coboară. Dumnezeu este Cel care întotdeauna, pe parcursul istoriei Bibliei, când credincioșii se întâlneau cu Dumnezeu la altarul rugăciunii, Dumnezeu cobora acolo. Slava lui Dumnezeu era acolo. Și prezența lui Dumnezeu era acolo. Și soluția lui Dumnezeu vinea acolo. De aceea, fiți hotărâți să aveți un altar al vostru. Fiți hotărâți. Începând de astăzi, să dați start la construirea altarului în familia voastră. E foarte important lucrul acesta. Închei cu un exemplu personal, poate vă ajută. Încă de când eram în prietenie, a existat o perioadă de prietenie între mine și soția. Și în perioada asta de prietenie, noi am hotărât ca ziua de joi
să fie post și rugăciune pentru amândoi. Încă din prietenia a pornit lucrul acesta. Și ea era la părinții ei acasă, eu eram la mine acasă, cu părinții mei. Și ziua de joi pentru noi era timpul care ne posteam și ne rugam unul pentru celălalt. Ca Dumnezeu să fie cu noi, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne păzească de alte pericole și să putem să fim binecuvântați de Dumnezeu. Am intrat în viața de căsnicie și au trecut atâți ani, suntem în iulie, anul acesta am împlinit 19 ani, am intrat pe al 20-lea și vreau să vă spun că ziua de joi pentru noi a rămas mai departe istorie. Este zi de post pentru familia noastră. Copiii noștri știu lucrul acesta, că este joi. A, mama și tata, a, da, e ziua lor de familie. E ziua când aduc jertfe înaintea lui Dumnezeu pentru protecția familiei. Și este deja un obicei. Dezvoltă-ți obiceiul acesta, bun. Pentru că vei avea binecuvântări. Binecuvântarea vine odată când o cere slujitorul lui Dumnezeu. Dar binecuvântarea depinde de trăirea voastră cu Dumnezeu. Binecuvântarea depinde de relația pe care o aveți unul cu celălalt. De aceea mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă ajute să trăiți frumos. Să fiți un exemplu. Printre generația voastră care sunt alți tine, arătați că dragostea nu-i doar de moment. Dragostea este una permanentă și dragostea trebuie să fie întreținută. Exact ca într-o sobă, dacă vrei soba aceea ca să-ți dea căldură, trebuie să pui lemn. Trebuie să pui lemn. Dacă nu mai pui lemn în sobă, ce se întâmplă? Într-un final soba se va răci. Așa e și în viața de familie. Pune lemnurile acestea, pune rugăciune. Pune un gest frumos, pune o floare, pune o vorbă, pune te iubesc, te prețuiesc, arată-ți afecțiunea, dragostea față de partenerul de viață. Și lucrurile acestea, Dumnezeu vă va încununa cu binecuvântare. Drum bun pe drumul acesta și Dumnezeu să fie mai departe cu noi. Amin. Lăudați să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și invit aici și pe fratele nostru Vasile, fratele nostru Virgil. Fac unele întrebări pentru mine. Apoi ei vor îngenunchea aici, fața bisericii. Și se va ruga fratele nostru Verberaș, fratele nostru Maria și fratele Virgil, ca Domnul să lasă binecuvântarea noastră. Amin. Amin. Da. Da, să fie Domnul.
Amele, nu te-au forțat părinții, ia-o pe ea, așa cum spunea fratele Adrian, are bani, are părinți, cu relații. Tu ai luat-o din dragoste? Da. Adrian, atunci te trebuie. Amele. Poți să-i faci un compliment în fața tuturor? Da. Te iubesc. Aleluia! Slăviți să fie Domnul. Facă Domnul iubirea ta față de ea să crească din treaptă în treaptă. Nici o fată în lumea aceasta să nu-ți fie mai dragă decât soția ta. Estela, te întreb și pe tine. Te-au forțat părinții să le iei căsătorie? Nu. Care a fost mai întâi pe scurs aia? Cine a zis? Vreau să te iau. Estela, tu le iei din dragoste? Sau părinții ți-au zis ce faci? Estela, poți să-i faci și tu un compliment în fața tuturor? Aleluia! Aleluia! E prea sinceră să nu credem, nu-i așa? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu aș dori ca frații noștri lucrătorii să-i înconjurăm. Iar dacă și trandafir faptul că doar a condus un program și ne-a dăznat pe noi. El este părintele spiritual împreună cu canal de aici. Aș fi vrut măcar câteva cuvinte pentru ei, înainte de a le da binecuvântare. Pentru că el este părintele spiritual care probabil se va ocupa și de acum cu de creștere la mult spiritual. Te rog. Domnul să-i binecuvinteze. Spuneam frații noștri că dragostea e Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spunea, citit astăzi, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Doamne, fă-i una în tine. Doar câteva cuvinte vreau să citesc din 1 Corinteni, capitolul 13. Și în locul expresiei dragostea o să punem numele lui Abel. Asta e declarația de dragoste a lui Abel față de Ester. Amin? Și unde e nevoie de un amin, să-l rostim cu toți. Amin? O să-i dau microfonul lui Abel. Eu o să citesc și el o să repete după mine. Aleluia. Și voi să spuneți un amin. Amin? Amin. Abel este îndelung răbdător. Abel este îndelung răbdător. Spuneți un amin. Amin. Abel este plin de bunătate. Abel este plin de bunătate. Amin. Abel nu urește. Abel nu urește. Amin. Abel nu se laudă. Abel nu se laudă. Amin. Abel nu se umflă de mândrie. Abel nu se umflă de mândrie. Amin. Abel nu se poartă necuvincios. Abel nu se poartă necuvincios. Amin. Abel nu caută folosul său. Abel nu caută folosul său. Amin. Abel nu se mânie. Abel nu se mânie. Amin. Abel nu se gândește la rău. Abel nu se gândește la rău. Amin. Dar spuneți un amin mai tare. Amin. Abel acopere totul. Abel acopere totul. Amin. Abel crede totul. Abel crede totul. Amin. Abel nădăjduiește totul. Abel nădăjduiește totul. Amin. Și Abel suferă totul. Abel suferă totul. Amin. Nu-i puneți un amin mai tare. Amin. Zic ca Domnul să-i binecuvinte. Amin. Dar spuneți un amin mai tare. Amin. Sunt cuvintele lui Rut către Naomi. Și eu cred că astea sunt cuvintele lui Estera către Abel. Nu sta de mine să te las, Abel. Pe mama. Sta de mine să te las, Abel. Amin. Și să mă întorc de la tine. Să mă întorc de la tine. Amin. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Încotro vei merge
unde te vei locui, tu îi locui și eu. Amin. Poporul tău va fi poporul meu. Poporul tău va fi al și al meu. Amin. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Dumnezeul tău va fi și al meu. Amin. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Amin. Și unde vei fi îngropat tu, voi fi îngropat și eu. Unde vei fi îngropat și tu, și-a fi și eu. Amin. Doamne, binecuvântă. Amin. Au mai multe emoții, am trecut și noi prin experiențe de felul acesta, dar pe parcurs se vor maturiza. E nevoie de părinți ca să-i pot ajuta, că ei pornesc pe un drum necunoscut, dar dacă la cârma lor va fi Dumnezeu, cu Dumnezeu vor fi mai mult decât biruitorii. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Citeam textul dimineață care spunea, ea nu se teme de zăpadă, pentru că toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Citeam odată în biserică la noi, știți, iscoadele când s-au dus la curba Rahab în casă, ce fir au pus acolo și toată casa ei a fost salvată? Un fir? Cărămiziu, care din punct de vedere simbolic înseamnă prezența lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Amin. Ne rugăm ca Domnul să lasă prezența în casa lor. Da. Am o mare bucurie pentru fratele meu, Amber, și pentru noua noastră membra familiei, ce ca Domnul să binecuvinteze. Și cred că înțeleg și ei, așa cum am înțeles și eu, că sursa fericirii într-o familie este ascultarea de Domnul. Și dacă doresc să fii fericit, împreună cu soția ta, de Domnul în toate lucrurile, urmează-i sfaturile și Dumnezeu din cer te va binecuvânta. Domnul să-L binecuvânteze. Fac o mărturie în fața Aleluia! Abel este prietenul meu și prietenul Mirelui să bucur. Pentru faptul că văd în fața lui Dumnezeu, în fața bisericii și am de fericire din partea lui Dumnezeu să-i dăruiască, a cerut, n-a cerut, nu știu, dar Dumnezeu a venit în vederea dumneavoastră. Spun că este prieten din copilăria lui mică, nu știu dacă nu l-am ținut pe brațe la mine cu cântare lui când a venit în lume. Era la nașterea lui ordinat ca deacon și lucrăm împreună cu fratele Petrică. Și fratele Petrică, de când m-a ordinat pe mine, nu mai făcea el bine cu cântare. Era ca un dator, eu făcea deaconul. Și nu știu dacă l-am luat parte, dar cu siguranță m-am rugat pentru el atunci, ca deacon. Când l-am făzișat sora mea, Liliana, înaintea Domnului. De atunci i-am privit copilăria. Îi spunea Dumnezeu sora Liliana, Liliana, ție nu stă bine să mergi singură pe drum, tu totdeauna ai putut trepa drumul pe mine. Și pe aici îi văd fii, unii pe acolo, mai văd și fetele și sunt distrui fiia ei. Ea n-a fost niciodată singură cu copiii după ea. Abel era învățat cu mine când intram în biserică, eu vă mărturisesc că Abel este credincios, că a fost ocrotit. Totdeauna el a fost în biserică cu măța, cu mama lui, cu sora Liliana, acum și cu tatăl lui. Dar el totdeauna, privirile lui erau atrase la mine și mă făcea atent să văd că el e în biserică și că el e fratele lui Dumnezeu și că el e credincios. De-aia vă spun. Sunt prietenul lui din copilărie, cunosc copilăria și acum mă bucur pentru ființa aceasta care eu am cunoscut-o de când e undeva la cineva, la niște de casă și am întrebat acum fata asta. Asta e mireasa care va fi mâine oficială în Italia. Am admirat-o că tot așa era, numai acum că e îmbrăcată cu noi de mireasă, dar tot frumoasă era. Și de ieri eu m-am rugat pentru ea, ca Dumnezeu să o binecuvinteze pentru Abel, ca soție, Dumnezeu să o binecuvinteze pe prințesa, care poartă numele de prințesa, de Estera. Era un împărat orgolios,
Babilonului, Ahasveros și Babil Extrera, spre care poartă numele. Era o ființă de femeie acceptată, ori era de Dumnezeu iubită, când era porunca cea mai crudă. Să n-ajungă nimeni la împărat, să ceară nimic, că dacă va îndrăzni cineva, va fi ucis. Și a venit o veste urgisită că cineva dorește moartea întregului popor al lui Dumnezeu, al Israel, care era risipit în Babilon atunci. Trebuia de cu plângere cineva din neamul evreilor, unchiul ei, și spune despre cazul și urlet și plânsetele și jalea care a pătruns în popor. Nu trebuia nimeni să se ducă, să facă plângere la împărat. Și a dat Dumnezeu trecerea acestei fete, numele Estera, împărăteasă i-a dat trecere. Și vă spun în final, rugămintea ei și lucrarea ei, care a ajuns prin harul lui Dumnezeu la împărat, să-i oprească domnia și poruncile date, a scăpat viața la toți evrei care erau risipiți acolo, în acea țară. Sora noastră, după cum este era cu adevărat, care a scăpat viața lui popor. Ea va scăpa viața lui Abel, ea va scăpa viața familiei între în casa ei intră, a părinților lor, și ea va fi o soție binecuvântată și fericită. Acum, până acum s-a pus întreba, zic ceva, te iubesc, dar nu i-a exclamat numele. Abele, te iubesc. Nici Abel. Te iubesc. Dar n-a zis deloc, Estera, te iubesc. Acum te rog, spune ceva lui Estera, dar vorbește numele ei, pentru că numele voastre sunt scris în cer. Și Dumnezeu face consemnare. O iubești pe? Estera. Tu? Îl iubești? Credința-ți lucrarea Domnului în fața slujitorilor. Frații, biserică, îmi pare rău cu fratele nostru, Suraj, stă acolo. Fratele acesta, un frate credincios. Am stat câteva zile, am lucrat și ceva în Anglia. El era conducătorul bisericii din Anglia, din Biserica Pentecostală. M-am mărturisit despre credința lor. A fost slujitor cu adevărat credincios. În plus că Duhul lui Dumnezeu a avut un respect nu numai de mine ca să vă mărturisesc credinitatea mea cu el. Un respect deosebit și a dovedit slujirea la care l-a rânduit Dumnezeu. A fost cu adevărat un păstor al bisericii de acolo. Și nu pare rău că stă acolo. Am dorit să-l fac cunoscut. M-a impresionat prezența lui, mă așteptam să-l văd aici. Că l-am avut numai ca frate, dar nu știu, respectul care l-am primit, așa, de la el, acolo, în biserică, și a dovedit-o că e mai mult decât un frate. E fratele meu, Domnul Dumnezeu, să nu iubesc. În credință lucrarea Domnului mai departe, așa cum se rânduiește, să ne rugăm sau... Mulțumesc! Era... un lucru care ar fi trecut cu vederea să nu-i punem și pe ei. Nu-i așa? Ei sunt părinții spirituali. Dumnezeu să-i binecuvinteze pentru mesajul lor. Amin. Eu am să vă stesc un mesaj, dar rog lucrătorii să vină în față. Haideți să-i conjurăm. Fratele Trandafir spunea că timpul este avansat și așa a hotărât ca fratele Adrian Verdelaș de Gil se vor ruga. Iar ceilalți vom pune mâinile toți și îi vom binecuvânta. Dar însă urmează o binecuvântare. Cred că mama o să zic, oh, Doamne, fata mea, ce o să crească? Dacă aveți ajunge un mare neam, lăudați să fie Domnul. Au binecuvântat-o pe Rebecca și i-au zis, o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor tăi. Amin. Amin. Am dorit să venim toți, da? Haideți împreună toți, mai aproape. Ne vom întinde mâna peste ei. Vom sta în așa fel încât să poată filma, eu știu, să nu fim în fața camerei, da? Frate Adriane,
Mariane, te-am botezat, o să-ți dau un mier de Paște, ca să ne mai întâlnim. Tu vei fi primul care te credeam, dar ne punem din bine. Doamne, Tată din ceruri, e un moment deosebit pentru Abel și Estera. Au visat ziua aceasta și îți mulțumim că Tu ai pregătit-o, Dumnezeul Slavei. Ceea ce vrem ca și slujitori ai Tăi, vrem binecuvântarea peste Abel și Estera, Doamne. Binecuvintează-i cu binecuvântări cerești și pământești, Dumnezeul Slavei. Chiar dacă vremea pe care o trăim este o vreme mai grea, dar Tu ești Dumnezeul tuturor binecuvântărilor. Mă rog, Dumnezeul Slavei, să păzești familia aceasta de orice fel de despărțire, de orice fel de atac demonic, Doamne. Cerem protecția Ta peste familia lor. Ajută să fie un exemplu. Dă-le puterea să fie un exemplu în vorbire, în purtare, în caracter, Doamne. Să dovedească în casa lor că ei sunt copiii Tăi. Mă rog, Dumnezeul Slavei, să-i ajut să aibă un altar al rugăciunii în familia lor, Doamne. Ca într-adevăr prezența Ta să se vadă în familia lor. Dumnezeul Slavei, ori de câte ori se vor ruga înaintea Ta, vor aduce cauze sau cereri, te rugăm, ascultă-i, Dumnezeul Slavei. Dragostea Ta să domnească mai departe în sânul familiei lor. Te rog să fii mai departe tovarășul lor de călătorie. Chiar dacă este un drum necunoscut pentru ei, dar te rog, Doamne, să le dai înțelepciune, lumină, ca această familie, Doamne, să fie construită pe valori sfinte, pe valori spirituale, Dumnezeul Slavei. Dăruiește-le pâinea de fiecare zi. Dăruiește-le, Doamne, mănuțile care au nevoie, un cămin, un acoperiș deasupra capului lor, Doamne, oriunde vor merge în călătorie, mâna Ta cea bună să fie peste ei. Păzește la plecare și la venire și îți mulțumim că a Ta protecție va fi peste ei. Ne rugăm să le dai copii, Doamne, și acești copii să fie sănătoși, Dumnezeu Slavii. Chiar dacă trăim o perioadă când copiii, Doamne, se nasc cu tot felul de malformații, dar te rog pentru Abel și Estera să aibă copii sănătoși, să poată să-i primească ca o binecuvântare din partea Ta. Ia-i pe brațele Tale mai departe, Dumnezeul Slavei, și îți mulțumim că Tu ne asculți. Ne închinăm înaintea Ta și punem numele Tău peste Abel și Estera și peste familia lor nou începută. Amin. Tată scump din ceruri. Aleluia. În această zi fericită, în această zi plină de viață pentru ei amândoi. Doamne, peste Abel și peste Estera, aleluia, să vină un demnul sfânt peste ei. Dragostea Ta să-i unească pe ei amândoi. Să-și iubiască Abel soția, dacă va face lucrul acesta, se va iubi pe el însuși. Trimite mângâierile Tale pe drumul pe care parcurge, un drum necunoscut. Drumul acesta să fie un drum binecuvântat. Dumnezeul meu ceresc, cred că-și mâinile Tale, cele sfinte din ceruri, mai mult ca peste mâinile noastre care le punem peste amândoi, mâinile Tale să fie peste ei. Și în momentul acestei binecuvântări, Doamne, să primească izbăvire, binecuvântare, putere, mângâiere, propoșie. Dăruiește-le, Doamne, belșug de binecuvântări și putea să aibă parte de pace și de mângâiere. Perințesc pe Abel, unde lemnul Tău să curgă peste ei. Abel să gustă viața împreună cu soția lui, pe care i-a dat Dumnezeu sub soare. Vă dau, Doamne, ca între ei amândoi să există o armonie totdeauna, o mângâiere, o pace, o că-și despărțiți de Tine, fără să înțeleagă. Niciodată nu vor putea să facă nimic cu Tine. Vor avea isprăvi mari și Duhul Sfânt că lăuza lor pe drumul acesta necunoscut. Te rog, izbăvește-ne, ocrotește-ne, fii pasa lor, fii bucuria lor, în tot timpul vieții lor. Mulțumesc! Amin! O zi minunată, Doamne, în care rugăciuni frumoase s-au rostit, Doamne, și Tu ai luat aminte, Doamne. Te rog, binecuvintează-L pe Abisterea. Parcursul călătoriilor, Dumnezeule, știm că pe acest pământ sunt și necazuri. Dar în toate scoate-i biluitor, Doamne. Dacă mâna Ta va fi asupra lor, oamenii ăștia vor fi fericiți toată viața, Doamne. Te rog, Doamne, într-o vreme când
ca aceasta, când cotele de despărțire au atins culme înalte, Doamne. Fă ca ei să fie nedespărțiți niciodată, Doamne. Iubirea lor să crească unul pentru altul, Doamne. Fă ca Abel, Doamne, să o iubească, Dumnezeule, mai mult decât pe el însuși, Doamne. Cum și Tu ne iubești pe noi, Doamne. Te rog, fă ca iubirea lui să crească pentru Estera, Doamne. Din treaptă în treaptă, Doamne. Și binecuvintează la plecarea lui, la întoarcerea lui, Doamne. Păzește, Dumnezeule, de accidente, de bol, Doamne, și de orice ar putea să vină peste el, să fie ocrotit de puterea Ta divină. Binecuvintează-o pe Estera, Doamne. Binecuvintează-o cu multă iubire față de Abel, Doamne. Te rog să faci și dragostea ei să crească, Doamne, pentru el. Și niciun bărbat din lumea aceasta să nu fie mai drag decât soțul ei, Doamne. Te rog. Binecuvintează-i pântecele, Doamne. Amen. Dar să crească copii sănătoși, Doamne. Amen. Iar dacă au cumva o boală sau suferă de ceva, astăzi cadou din partea Ta să fie în sănătoșire. Vindecarea lor, Doamne. Amen. Te rog mai mult decât atât. Poate că sunt lucruri care nu știm noi să cerem ce au nevoie ei. Doamne, dar Tu cu siguranță le cunoști. Îi încredințăm în brațul Tău să le poți de grijă până când vei veni să ne iei din lumea aceasta. Fie numele Tău binecuvântat. Binecuvintează, Doamne, acum și toată asistența. Amin. Care au fost prezenți aici și s-au bucurat, Doamne. Unii chiar cu lacrimi în ochi și s-au rugat pentru ei. Doamne, astăzi în continuare, Doamne, toată această zi, fă să fim în prezența Ta, te binecuvântăm și te onorăm în veci. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă rog să vă ridicați, haideți să vă sprijinim, să nu ne judecați că v-am ținut prea mult cu mine. Domnule, fratele nostru, ducat. Da, da, fratele. Având în vedere că văd că sunt foarte proaspe tine căsătoriți, cu siguranță probabil n-au certificat de căsătorie. Dar acordul părinților, acordul bisericii, acordul lucrătorilor de aici constă mai mult decât lucrurile. O vor face la timpul potrivit. Din pricina aceasta, noi îl declarăm. Îi declarăm pe Abel și pe Estera. Soț și soție. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu nu spun să rupă, dar lăudați să fie totul, da? Poate nu știți să face diferența. Pupat înseamnă pe falcă, sărut înseamnă știință. Cu toată dragostea vă așteptăm la Casa de Piatră. Noi mergem direct de trebuie la timpului. E sărbătoare, e o zi măreață, mulți dintre noi sunt cu lacrimi pe față, îmbrăcați în haine albe de iubire, așteptând.